să dau? Ce se ascunde sub acest acronim? BSD este acronimul de la Black Sea Defense in Aerospace. Este un eveniment expozițional. Tematica pe care o abordăm este cea de apărare, aeronautică și securitate. Și ne adresăm firmelor care au produse și servicii care pot fi folosite de către instituții naționale din Sistemul Național de Apărare din Republică și Siguranță Națională. Câte ediții ați avut până acum? Până acum au fost 7 ediții. Cea de 8 va avea loc anul viitor, luna mai, la Romaero, și sperăm să fie cea mai mare de până acum. Ediția 7, cea din 2018, a fost cumva dedicată marinei. De ce? Da, dedicată, da, așa mai voala, nu chiar oficial. A fost dedicată marinei deoarece era programul de achiziție pentru corvete și atunci foarte multe firme din domeniul maritim au venit la BSDA. Ponderea lor a fost foarte mare comparativ cu edițiile precedente, ceea ce a dat așa o notă mai aparte domeniului naval, ceea ce ne-a bucurat foarte mult. Acum că acel contract teoretic se va atribui unei firme, nu știm exact ponderea firmelor din domeniul maritim anul viitor, dar sperăm să avem cel puțin un număr aproape de egal cu cel de anul trecut. Ce se întâmplă după o ediție a BSDA-ului? Se încheie contractul? În ce măsură mai sunteți implicați în tot ceea ce înseamnă relaționarea, de fapt, între firme pe care o realizați acolo? După eveniment și în timpul evenimentului, noi nu avem nicio implicare în derularea sau semnarea de contracte, doar dacă anumite firme doresc să semneze contracte, fie între ele, fie cu instituțiile publice din România la eveniment. Nu urmărim derularea contractelor, nu este această treaba noastră și nu ne interesează foarte mult, dar normal că ținem aproape și vedem ce contract se atribuie, ce programe se atribuie anumitor firme pentru a ști ce firme să invităm în ediția următoare. Legătura cu firmele o ținem permanent, deoarece această muncă continuă, chiar după eveniment. Spre exemplu, cel din 2018 s-a încheiat pe 14 mai, iar noi pe 15 mai am lansat ediția următoare, cea din 2020, și apoi mergem la evenimente de profil pentru Mahamondul, pentru a promova evenimentul din România. Ținem permanent legătura cu firmele, fie prin e-mail, fie personal de plasare de la evenimente de acest gen, dar contracte nu știm și nu avem legătură cu ele. Forțele navale au fost în 2018 implicate în diferite seminarii pe parcursul derulării BSDA-ului. Cum este colaborarea cu forțele navale? Forțele navale chiar a fost alături de noi din prima ediție, în 2007. Bineînțeles că la început a fost o prezență mai mică, deși cunoscând evenimentul, apoi treptat a crescut participarea și implicarea forțelor navale. Iar anul trecut am avut cam cea mai mare prezență a forțelor navale, atât ca număr de vizitatori, cât și ca implicare în alte evenimente conexe. Cel mai important pentru noi, fiind lansat anul trecut în premieră, a fost o sesiune de discuții tehnice, numim noi, în propriu spus o conferință, dedicată domeniul naval, unde firme din domeniul respectiv au venit să-și prezinte soluțiile la nevoile marinei române, iar în deschidere a fost discursul domnului amiral Alexandru Mărșu, care a deschis așa sesiune și a fost organizată sub patronajul dumnealui. Și sperăm să avem la fel anul viitor același tipar și sperăm să avem și mai multe firme comparativ cu anul trecut. Ce noutăți, în primul rând, veți avea pentru 2020? Ce așteptări aveți de la această ediție? Așteptări avem mari, nu foarte mari, că nu e bine să te îmbescoapere ceea ce vrem să luăm treptat, deoarece o creștere solidă și sustenabilă este mai bună decât una bruscă și abruptă. Sperăm să avem o prezență mai mare a forțelor armate române per ansamblu, implicit a forțelor navale române, atât pe partea de expoziție statică pe platforma exterioară, unde pot fi expuse echipamente din dotarea fiecărei categorii de forțe, cât și în interior, standul dedicat oferte educaționale, unde încercăm să sprijinim partea aceasta de a atrage elevi, studenți către cariera militară, cum putem noi, prin acest eveniment, unde fiecare categorie își poate aduce atât elevi civili, cât și cei militari pe care are în propria curte, să vadă ceea ce Armata României folosește și ce firmele străine sau românești prezintă și pot oferi, cât și o prezență mai mare din partea Forțelor Armate Americane. Sperăm să avem un F-35 în display static, dacă nu chiar zbor, asta e un vis mai îndepărtat un pic. Și altă tehnică pe care până acum n-a fost expusă nicio expoziție din România, atât Armate României cât și altor forțe armate din afară, plus firmele care pot veni cu echipamente produse pe care pot expune, deoarece locația pe care o folosim, Romaero, dispune de o suprafață exterioară foarte generoasă, plus că este legat de aeroportul Băneasa și pot aterizea și decola aeronave cu atât elicoptere cât și avioane, ceea ce ne dă speranță că vom avea un display static mai generos decât în 2018. În ce măsură sunt susținut de Ministerul Apărării Naționale și de celelalte componente ale Sistemului de Apărare și Siguranță Națională? Încă de la prima ediție din 2007, colaborarea cu Ministerul Apărării a fost foarte bună. Evenimentul sine este dedicat Ministerului Apărării în principal, deși colaborăm și cu celelalte instituții din Sistemul Național de Apărare și Ordine Publică.
Colaborarea este foarte bună, de la an la an, lecțiile ediției a crescut și bănuim că a fost început mai greu, deoarece normal așa, o relație se bazează mai întâi pe cunoaștere reciprocă și apoi în timp încredere și se dezvoltă. Anul trecut a fost colaborare cam cea mai bună de până acum, atât cu toate cele trei categorii de forțe, plus cu celelalte structuri, Comandamentul Logistic Întrunit și Comandamentul Comunicații și Informatice, care a participat atât cu standuri interioare cât și cu display exterior, cu statul major al apărării, cu care am organizat o conferință dedicată Cyber Defense, care a fost inaugurată prima ediție și deschisă de către domnul general Ciucă, șeful statului major al apărării. Am avut la fel cum a fost în domeniul naval și pentru domeniul aerian și domeniul terestru, sesiuni tehnice dedicate fiecărui domeniu în parte. Și sperăm ca anul viitor să avem aceleași, să fie o tradiție în aceste domenii, deoarece considerăm că frații de forțe trebuie să cunoască produsele și firmele care vin în România, că acele firme vin în principal pentru dumnealor. Noi doar creăm platforma unde dânșii își prezintă produsele, serviciile ca MAPN, pe scurt și ca generalizând, să ia contact cu dânșii, să ocupe mai mult timp în expoziție, să stea mai mult timp acolo de la șef de categorie până la inginerii, tehnicieni și noi oferim cadrul și tot ce e nevoie, suportul pentru ca dânșii să-și îndeplinească obiectivele și ceea ce cred dânșii că pot extrage în acest eveniment. BSDA nu este singura expoziție pe care o organizează firma noastră. Despre ce alte expoziții este vorba? Da, în domeniul acesta al apărării pe care noi îl abordăm, pe lângă alte domenii expoziționale pe care le abordăm, mai avem încă două evenimente. Acestea sunt organizate în Croația, în orașul Split. Are loc în fiecare an impar, în aprilie, și în Kuwait, la fel în anul impar, dar luna decembrie. Sunt la fel evenimente internaționale dedicate Institutului de Apărare Aeronautică și Securitate, cu care colaborăm cu Ministerul Apărării din acele țări și la fel avem o prezență foarte mare a firmelor străine în special și încercăm astfel să ajutăm și firmele românești să vină să-și prezinte oferta în cadrul evenimentului, oferindu-le prețuri reduse sau câteodată chiar gratuități. Sunt prezente firmele românești atât la expozițiile acestea pe care le organizați și aici mă refer în special la BSDA. Simțiți o creștere a numărului firmelor în decursul edițiilor organizate? Dacă comparăm cu prima ediție, da, au crescut ca pondere în numărul total de participanți firme românești și ca număr, cuantificabil, au crescut chiar foarte bine. Și sperăm să crească în continuare. Au apărut firme noi pe care nu le cunoșteam până acum, până anul trecut mai exact. În general, noi credem că vin mai toate care sunt prezențe pe... Nu știu numărul exact și nu cunoaștem dacă sunt toate. Noi încercăm să cunoaștem cât mai multe, ca să treaba noastră să aflăm ce firme au domeniul de activitate în acest sector. În celelalte evenimente pe care le organizăm în afara României, au fost prezente an de an. Cu fiecare ocazie au fost prezente firme românești. Cum am spus, fie oferind de noi spațiu gratuit să impulsionăm să vină, fie s-au organizat pavilioane naționale, cum a fost cazul expoziției din Kuwait, unde sperăm și anul acesta să avem un pavilion românesc organizat de către Ministerul Economiei împreună cu 4.000 și să găzuiască multe firme românești pentru a-și prezenta oferta celor din Kuwait sau celor din Croația, depinde de țara în care organizăm. 15 august, Ziua Marinei Române. Un mesaj pentru marinarii militari? Da, 15 august. Pentru mine o plăcere când aud de Ziua Marinei, adică tot cu Sfânta Maria, fiind și sora mea și nașa mea de botez, Maria, și un mesaj pentru și cum dați orații tradiționalul vânt în pupă, dacă nu mă înșel. Și sper să își deplinească toate obiectivele pe care au și să, tehnica pe care o dotare să se îmbunătățească așa cum vă doriți cu toții, pe marina militară în special, cum ne dorim, ca orice român își dorește chestia aceasta, să simt protejat și să avem o armată profesionistă și bine echipată. Doresc să aveți o zi însorită, puțin vânt să nu fie foarte cald, ca oaspeții să se plictise sau să fie încălziți foarte mult de soare în tribună, să iați totul cum vă doriți și ziua respectivă să rămână o zi memorabilă în viața oricărui participant, atât la televizor cât și la fața locului. Ați participat la festivitățile organizate la Constanța în decursul anilor? Da, am participat, cu excepția anului trecut, am fost, cred că, la ultimile 5. Începând cu 2010, că am fost aproape de fiecare dată, cu excepția anului trecut, când din motive personale n-am putut participa. Mereu mi-a plăcut, mereu a fost o experiență plăcută. Am văzut că aveți tot timpul oaspeți de seamă, ceea ce e bucurător pentru dumneavoastră în primul rând. Este o vreme frumoasă, plăcută, an de an, oameni foarte mulți în perimetrul evenimentului. Sper că așa să fie la fel, chiar multă lume și să fie o notă de sărbătoare și o plăcere pentru toți cei care vin la eveniment.